Trebuie să menționez, clădirea aceasta nu era în această poveste în care eu eram angajat în corporație și nu cred că aveam clădiri care să fie ajuns la 36 de etaje atunci. Vreau să vă vorbesc astăzi, pe scurt, despre demistificarea talentului. Am să încep, evident, cu o scurtă poveste. Povestea mea, după cum ați auzit, începe într-adevăr în corporație. Acum mai bine de 10 ani aveam un job foarte confortabil. Era bine plătit, îmi permitea să mă ocup de toate hobby-urile mele, aveam o libertate destul de mare. Era un job pe care l-am învățat, on the job, cum se spune, și pe care îl făceam bine. Dar nu era pasiunea mea. Astfel, în 2008, mi-am sunat șeful și am spus, gata, eu plec. Mi-a zis, ești nebun, nu se poate, îți dublez salariul, mă rog, nu chiar, dar pe acolo. A încercat să mă oprească, mintea mea era deja stabilită, eu știam ce vreau să fac mai departe. Desigur, n-am plecat câine surd la vânătoare. În secret, pasiunea mea se dezvolta. Încă din liceu, pasiunea mea era fotografia, sau mă rog, una din ele era fotografia, iar eu, până în momentul în care am decis să-mi dau demisia, am încercat să o îmbunătățesc cu diferite workshop-uri, diferite cursuri de promovare sau performare profesională. Ajungem în 2008, când îmi dau demisia. Okay. Îmi dau demisia din corporație și mă axez pe fotografie. Mai făcusem până atunci, din când în când, cât un job, dar din 2008 am făcut constant doar joburi foto. Evident, am început cam ca toți fotografii de pe vremea aia, cu joburi NBC. Nunți, botezuri, cumetrii. A fost foarte interesant și atunci, în perioada aia, am început să mă îndrăgostesc de oameni. Să-mi placă să descoper oameni, să văd ce îi face să funcționeze, ce îi duce unde sunt, care e motorul din spatele lor. Dar era totuși ceva ce nu-mi plăcea extraordinar de mult și asta era toată dinamica asta de eveniment. Nu mi-a plăcut niciodată foarte mult să stau să fac poze la eveniment, să alerg înainte și înapoi. Mi-a plăcut mult mai mult să mă pot concentra pe o anumită persoană. Astfel că un an și ceva mai târziu am decis să fac încă un pas. Nu eram în totalitate mulțumit de acest nou job și am plecat în America să lucrez ca fotograf de portret pe un vas de croazieră. Pe cel mai mare vas de croazieră din lume, Oasis of the Seas, care se învârtea așa ca un pește în lac în Marea Caraibelor, unde am avut o oportunitate unică, aceea de a face, într-un fel, ucenicie. Ei mi-au oferit ce aici n-aș fi putut avea niciodată. 10 ore pe zi, 7 zile din 7, preț de aproape un an, am avut acces la un studio foto complet utilat, iar rolul meu era să montez, să demontez, să fac poze, să procesez, să vând și iar de la capăt. 7 zile din 7, non-stop. Practic nu exista weekend, zile liberă. Și ăsta a fost un proces foarte bun care m-a învățat în detaliu tot ce trebuie să faci ca să poți să duci un studio foto ca să funcționeze. Desigur, la un moment dat s-a întâmplat și aici ceva. Pe de o parte s-a terminat contractul și la sfârșitul acestuia șeful meu mi-a spus, Matei, ne place foarte mult de tine. Vino înapoi după vacanța de 2-3 săptămâni cât trebuie să fie și când vii, fii pregătit pentru că vom vrea să te fast track pe linia de management. Și eu le-am spus, pentru că știam ce fac managerii. Managerii stau în birou și lucrează la Excel. Câștigă de 4 ori mai mult, dar stau în birou și lucrează într-un Excel. Nu pun mâna pe aparat. Drept urmare, în 2010 m-am întors în țară, deja cu un bagaj destul de mare și cu o curiozitate și mai pornită, și mai înflăcărată. Vreau să știu ce îi face pe oameni să își atingă nivelul lor cât mai înalt de succes. Și vreau să fac asta prin singurul mod pe care îl cunoșteam eu, fotografia, prin a interacționa cu oamenii. Neavând atunci o rețea foarte dezvoltată de clienți, am început primul meu proiect personal, Români Frumoși. Români Frumoși a avut mai multe scopuri, dar scopul meu personal și egoist a fost exact acesta, de a cunoaște oameni care erau în topul domeniului lor de activitate, de a înțelege, dacă pot, și de a vedea ce pot să fur de la ei. Am cunoscut oameni extraordinari că m-au primit în viața lor, mi-au deschis ușile și mi-au povestit enorm de mult.
Nicu Covaci, Oana Pelea, Lucian Boia, Dumitru Prunariu, Gigi Căciuleanu și mulți, mulți, mulți alții. În 2013 am închis prima etapă a acestui proiect. Mi-a luat o bună perioadă de timp. Dar în acel moment am făcut tranziția naturală către fotografia comercială de portret. Era un pas normal, natural și venea cu două avantaje. În primul rând, de data asta, nu mai trebuia să caut eu oamenii, pentru că veneau ei la mine. Deja era o chestie nouă și foarte interesantă. Și în al doilea rând, aveam acces la o plajă mult mai largă de profesioniști. Și am reușit astfel în ultimii câțiva ani, na, știți și voi, faceți matematica, să cunosc foarte mulți oameni interesanți și să învăț enorm de mult de la ei. A fost exact această curiozitate, curiozitatea ceea ce se întâmplă, dacă vreți, în culisele vieții lor. Ce au oamenii ăștia în spate? Ce fac ca să ajungă acolo unde sunt? Această curiozitate, practic, mi-a luat pasiunea pentru fotografie și a alimentat-o zi de zi, lună de lună, an de an. Vreau să vin acum cu trei exemple, cât se poate de simplu, de top performări. Primul este Marius Manole, îl știe toată lumea, este actor, are 40 de ani, a absolvit în 2001 Universitatea de Arte de la Iași și de atunci și până acum a colaborat cu mai mult de 12 teatre din țară, a jucat în mai mult de 45 de spectacole, de multe ori, chiar de 3 ori pe zi. Țin minte când îl întâlneam pe Marius întâmplător undeva în oraș sau deseori pentru o ședință, îmi povestea: Matei, repede, avem o oră, trebuie să merg mai departe, că am spectacolul nu știu unde. Sau venea dimineața de vreme, înainte uneori de matinalul de la 7, repede, 5 minute, facem o poză, plecăm mai departe. Al doilea exemplu, nu se vede, Simona Halep. Sigur că toată lumea o cunoaște pe Simona, este o jucătoare de tenis, are 26 de ani și cea mai mare realizare a ei este că este numărul 1 mondial. Dar asta nu este nici pe departe cea mai grea realizare a ei. Poate cea mai grea realizare a ei este faptul că este jucătoarea cu cea mai lungă perioadă petrecută în top 10. 3 ani și jumătate. Pe ea n-a scos-o nimeni din top 10 preț de 3 ani și jumătate. Este mult mai greu și dă dovadă de încă un lucru foarte important. Perseverența. Și mai mult decât atât, Simona a ajuns acolo exersând zilnic de la vârsta de 6 ani. Ultimul exemplu pe care l-am, poate nu atât de cunoscut, este Emil Rengle. Când l-am cunoscut pe Emil acum 5 ani, era deja un coregraf foarte respectat și foarte îndrăgit. Lucra destul de mult, dar nu era nici pe departe atât de cunoscut cum este acum. Între timp, Emil a lansat foarte multe piese, a ajuns coregraful multor artiști, printre care și Alex Velea, Ina și mulți, mulți alții pe care eu nu-i mai țin minte, îmi pare rău. Și chiar anul acesta a câștigat un concurs foarte mediatizat, Românii au talent. Și de aici, de fapt, vreau să încep eu să pun punctul pe I. Pentru că noi toți, prin prisma acestei emisiuni, am girat faptul că Emil este cel mai talentat, dacă vreți, român care a participat anul acesta la această competiție. Dar vin și vă întreb, ce au acești trei oameni împreună, în comun? Eu nu sunt de părere că este vorba de talent. Este vorba de altceva. Cu siguranță toți trei sunt extraordinar de pasionați de ceea ce fac și în egală măsură toți trei au dovedit că au depus foarte, foarte, foarte multă muncă în de-lungul anilor în domeniul lor de activitate. Și se dovedește că există un cuvânt pentru chestia asta, pentru ceea ce au ei în comun. Acest cuvânt este grit. Grit este un cuvânt, din păcate, în limba engleză. Inventat de o doamnă, pe numele ei, Angela Duckworth. Angela este psiholog la Universitatea din Pennsylvania, este doctor și a condus foarte multe studii despre predeterminarea succesului. Angela a și scris o carte despre grit,
O carte care a devenit imediat, sigur, New York Times bestseller. Și mai mult decât atât, și mai mult decât mine, evident, Angela a ținut deja mai multe discursuri TED, nu de astea, ci de astea, și a explicat extraordinar de bine ce înseamnă acest grit și care este, de fapt, soluția drumului spre succes. Eu totuși sunt aici în fața voastră, în București, și vă țin un discurs în limba română. Și atunci am încercat să traduc un pic cuvântul ăsta, ce înseamnă de fapt grit. Am încercat să găsesc un echivalent în limba română. Și sigur că da, m-am uitat pe internet. Am căutat toate traducerile pe care le-am putut găsi și am găsit următoarele opțiuni. Curaj, alice, a scrâșni din dinți, nisip, pilitură sau cremene. De parcă Simona Halep atunci când începe un meci ia un cremene în gură și se duce și dă cu racheta. Sau Marius Manole ia frumos o pungă de pilitură și o întinde așa frumos pe scenă și începe și dansează și joacă teatru pe ea. Concluzia e de fapt alta. Și anume, în limba română nu există un echivalent pentru acest grit. Și atunci am venit aici în fața voastră astăzi cu speranța de a vă explica acest concept, această idee. Gritul este combinația ideală între pasiune, dar o pasiune care te mistuie, te arde, nu te lasă să dormi noaptea, plus perseverență. Dar nu este pentru un rezultat imediat, pentru un câștig rapid, nici măcar pentru un rezultat pe termen mediu. Gritul este pentru un rezultat pe termen lung. Și cel mai greu lucru este că gritul este pentru un rezultat al cărui punct final nici nu îl vezi. Ci speri doar că îl vei atinge zi de zi, aplicând multă muncă și perseverență. De prea multe ori, cred că atribuim succesul oamenilor din top talentului. Sau poate unor circumstanțe favorabile sau poate alte ori pentru că cine trebuie cunoaște pe cine trebuie și uite, domne, așa s-a făcut treaba. Dar cred că de prea puține ori ne gândim cu adevărat la pasiunea arzătoare a oamenilor care au ajuns în acele puncturi și anii de muncă depuși pentru a ajunge acolo. Vin astfel cu o provocare. Haideți să ne hrănim cu toții curiozitatea, să o lăsăm să crească, să colcăie, să ne ardă, până se transformă într-o pasiune. Pasiunea apoi nu are nevoie decât de o sămânță, și anume de perseverență. Pentru a încerca încet încet să introducem ceea ce eu cred că lipsește în cultura românească de cele mai multe ori, gritul. Mulțumesc!